Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un Opel s-a rupt în două, urmare unui grav accident produs în apropiere de Brăviceni. Un om a murit, iar alți patru au ajuns la spital. Asistența macrofinanciară promisă de UE nu va veni fără ca guvernul de la Chișinău să facă, nu să declare reformele. Este mesajul UE după Consiliul de Asociere la care a participat și premierul Pavel Filip. Între timp, la Chișinău, reformele sunt întoi. Apropiatul lui Vlad Plahotniuc, Vasile Botnar, a fost votat director la SIS, iar Ion Druță, președinte al Curții Supreme de Justiție. Nu stă mai bine nici la capitolul mass media. Jurnaliștii au organizat astăzi un marș al solidarității, în cadrul căruia au atenționat autoritățile asupra halului în care au adus presa, monopolizată și supusă. Accident matinal în apropierea satului Brăviceni, un tânăr de 25 de ani a decedat, iar patru pasageri au ajuns la spital după ce un Opel s-a izbit violent într-un maxi-taxi care circula pe ruta Bălți-Chișinău. Potrivit poliției, totul s-ar fi întâmplat din vina bărbatului decedat. Acesta, conducând cu viteză excesivă, a pierdut controlul volanului și s-a tamponat cu un microbus de rută. Urmarea impactului, mașina de model Opel s-a rupt în două. Având exces de viteză, a pierdut controlul volanului și a ieșit pe contrasens, unde au tamponat frontal microbusul de model Mercedes Sprinter, care se deplasa spre municipiul Chișinău, având la bord 7 pasageri. Toate circumstanțele în care s-a produs accidentul urmează a fi stabilite de oamenii legii. De la începutul acestui an au murit în accidente rutiere 80 de persoane, 713 fiind traumatizate. Noul director al SIS este exponentul Partidului Democrat, Vasile Botnar. Candidatura acestui a fost votată astăzi în Parlament, în pofida criticilor vizând competența sa în acest domeniu, venite din partea unor deputați. Unele întrebări l-au pus în dificultate. El a spus că nu are un plan de activitate și că a acceptat funcția fără să știe ce salariu va avea. În fața deputaților, Botnar a spus că încă nu știe ce va face în următorii 5 ani la SIS și că nu știe nici măcar ce salariu urmează să ridice. Salariul dumneavoastră de la Moldova Gaz cu siguranță a depășit și depășește de câteva ori salariul pe care îl veți avea la SIS. Referitor la salariul, încă nu cunosc ce salariu va fi la Serviciul de Informații și Securitate, poate va fi mai mare decât la Moldova Gaz. Care vor fi prioritățile dumneavoastră și dacă aveți acel plan de acțiuni? Astăzi să ne spun că am un program pentru următorii 5 ani, nu pot. Botnar nu a putut oferi un răspuns clar nici la întrebările vizând lupta cu interceptările ilegale și comenzile politice. Societatea civilă s-a expus nu odată că toate aceste interceptări sunt ilegale. Cum dumneavoastră veți examina, investiga acest fenomen, dacă el există? Vom activa în cadrul legal și vom combate aceste toate fenomene care le-ați enunțat dumneavoastră. Activitatea serviciului nu poate și nici nu trebuie să fie utilizată eventual ca o bâtă politică. Ce măsuri veți întreprinde dumneavoastră ca aceste lucruri invocate mai sus să nu se întâmple niciodată? Vom activa strict conform legislației. Unii aleși au sugerat că nu are el ce căuta la SIS. Care calități ale dumneavoastră vă permit să dețineți această funcție? Cred că calitățile manageriale o să-mi permită ca să activez în acest serviciu. Nu cred, domnule Botnar, că calitățile manageriale vă permit să dețineți o funcție atât de importantă. În cele din urmă, pentru candidatura lui Botnar au votat 53 de deputați. Până astăzi, Vasile Botnar a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Moldova Gaz. Anterior, el a deținut funcția de ministru al Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor. Între 2010 și 2013 a fost deputat PD, fiind cunoscut ca un apropiat al lui Vlad Plahotniuc. În guvernul Gaburici, el a ocupat funcția de ministru al transporturilor. Fără casă, fără terenuri și cu un salariu modest de ministru al transporturilor pe care a deținut-o în guvernul Gaburici. În schimb, deține mai multe conturi bancare pe care are peste 280.000 de lei și 14.000 de euro. Deține un SRL, 30% dintr-o tâmplărie din Strășeni și 8 acțiuni la Victoria Bank. Asta a declarat că deține noul director al SIS, Vasile Botnar.
Potrivit unei investigații a ziarului de gardă, Vasile Botnare a trișat însă în ultimii ani atunci când ocupa funcții publice. Acesta nu a declarat 3 imobile de lux din cartierul Telecentru al Capitalei. În una locuiește, iar celelalte 2 sunt în imediată apropiere și toate 3 sunt scrise pe socri. Imobilul în care locuiește familia Botnare are o valoare cadastrală de 2,7 milioane de lei, însă valoarea sa de piață este de cel puțin 2 ori mai mare. Asemenea case vânzându-se în zonă cu aproximativ 6 milioane de lei. Socrii lui Botnare au achiziționat locuința împreună cu cei 6,5 ari pe care este ridicată aceasta în august 2009. În luna septembrie 2016, perioada în care Vasile Botnar era ministru al tehnologiei, informației și comunicațiilor, socrii acestuia au procurat alte 2 imobile aflate în imediată vecinătate a casei de lux în care Botnar locuiește. Deși casele sunt mai modeste și de dimensiuni mai mici, acestea au o valoare cadastrală de aproximativ 2 milioane de lei. La fel ca și în cazul imobilului în care locuiește Botnar, valoarea de piață acestora depășește 4 milioane de lei, scrie ziarul de gardă. Casa în care locuiesc Vasile și Natalia Botnar împreună cu cei 2 copii ai lor are 2 niveluri și este păzită de compania Argus S, despre care presa scrie că ar fi controlată de Vlad Plahotniuc, fiind condusă de Valentin Zubic, fost ministru ajung de interne, mai scrie sursa citată. Portalul Anticorupție scrie că în 2016 președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind implicarea Poștei Moldovei în transportarea ilegală a anabolizantelor, deputatul Grigore Kobzac a ieșit cu un raport în care a dezvăluit cu probe cum are loc contrabanda cu aceste substanțe. Potrivit raportului, schema ar fi protejată de mai mulți demnitari de stat, iar printre aceștia ar fi și Vasile Botnar. Până în prezent, el nu a reacționat niciodată la aceste acuzații. Judecătorul Ion Druță a ajuns președinte al Curții Supreme de Justiție. El a fost votat de majoritatea parlamentară. Averea magistratului a generat suspiciuni din partea unor deputați, la fel ca și unele sentințe pe care le-a emis. De asemenea, a fost criticat pentru modul în care a fost desemnat de CSM printr-un concurs fără contracandidați. Liberal-democrata Maria Ciobanu l-a întrebat pe Druță despre averea sa, inclusiv despre Casa de Milioane. Acesta a evitat răspunsul. Nici în visele mele de groază nu mi-aș fi închipuit că dumneavoastră veți candida la o asemenea funcție. Cum se poate să trădiți o casă boierească în 2012 cu valoare cadastrală de 4 milioane de lei, în timp ce salariul dumneavoastră anual nu depășea 200.000 de lei? După parcursul anului am fost depus la foarte multe verificări și nu am avut nicio obiecție față de declarațiile mele. Întrebat despre sentința prin care Druță, alături de alți judecători, au impus statul să achite milioane de lei unui agent economic, Druță a refuzat să comenteze. Astăzi ați luat aceeași decizie care ați avut-o în 2016, când ați obligat statul să transfere companiei Pascon Lux peste 14 milioane de lei pentru demolarea stadionului Republican. Hotărârea este în vigoare, am participat ca membru și nu am dreptul să comentez. Druță a fost unicul candidat care a depus actele pentru șefia CSJ, fapt ce a atras critici în Parlament. Deputații s-au interesat și de trecutul controversat al lui Druță. La noi așa, noi știm dinainte cine o să fie în anumite funcții, la Curtea Constituțională și în altă parte. Nu ați luat în calcul că există o singură candidatură și era necesar de repetat concursul? Ceea ce vorbiți dumneavoastră depășește Comisia Juridică și nu am nicio abilitate, nici membrii Comisiei să facă acest lucru. Numele Ion Druță este legat cu mai multe dosare cu renume. Am mai fost cu încercarea punerii unei datorii pe o firmă din Letonia de 4 milioane de lei. Nu ați luat toată această activitate a domnului Ion Druță, pentru că fiind incompatibilă cu funcția pe care este el propus. Iar o să fac trimitere la lege care nu mă obligă să fac acest lucru. Anterior, Ion Druță a fost sancționat de Colegiul Disciplinar de câteva ori. De fiecare dată însă era salvat de Consiliul Superior al Magistraturii. În 2015, judecătorul a ajuns în vizorul procuraturii după ce ar fi pronunțat o decizie contrară legii. Atunci, procurorul general a solicitat tragerea la răspundere penală a magistratului. CSM a respins însă demersul. În dosarul în care Druță împreună cu alți judecători au emis o decizie prin care au obligat statul să achite companiei care a demolat stadionul Republican 14 milioane de lei, colegiul disciplinar l-a sancționat cu mustrare aspră, însă și în acest caz, Druță a fost salvat de CSM. Jurnaliștii din întreaga lume sărbătoresc astăzi Ziua Libertății Presei. Cu această ocazie, la Chișinău a fost organizat un marș al solidarității jurnaliștilor. Participanții au scandat Libertate Presei și au cerut autorităților să pună capăt monopolului în media. Niciun oficial nu a ieșit în fața jurnaliștilor. Aceștia au lăsat un memoriu la Parlament în care atenționează asupra problemelor grave cu care se confruntă presa în Moldova. Libertate Presei! Libertate Presei! Jos politizarea presei! Jos!
jurnaliștii au început marșul solidarității la Parlament, ulterior au mers la reședința președintelui, la guvern și la Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Organizatorii evenimentului au chemat jurnaliștii să-și unească forțele. Reprezentanții organizațiilor de media susțin că la capitolul Libertate, presa are de suferit. Există o stagnare, pentru că chiar dacă se fac mici schimbări pe un anumit segment, oricum sunt multe altele care lucrurile nu se schimbă, dar chiar se deteriorează, din păcate. O vedem politica editorială la multe posturi care au fost gestionate, nu s-a schimbat. Unii jurnaliști susțin că presa independentă rezistă tot mai greu, iar accesul la informație este îngrădit de către autorități. Avem presă liberă, dar ea este extrem de puțină. Eu aș spune că ea acum este în minoritate și merită ca niciodată să fie protejată și aparată, de ce și suntem astăzi aici. Suntem marcați de noi forme ale îngrădirii accesului la informație. Am simțit cumva o schimbare a abordării comunicării din partea instituțiilor de stat. Se aliniază cu șefii comunicatorii. Probabil lucrurile se înrăutățează din ce în ce mai mult. Avem tot mai multe surse de informație, dar fără a respecta elementare reguli deontologice. Urmărim că sunt aceleași agende promovate de diferiți jurnaliști, diferiți blogger, diferite site-uri false de știri. Eu mă simt liber, eu gândesc liber și eu scriu liber. Și ceea ce fac colegii mei în fiecare zi în redacție, încercăm să le spunem să gândească cât mai liber și să scriem. Asta este cel mai important. Ziua Mondială a Libertății Presei a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU în 1993. După 24 de ani, starea jurnaliștilor din întreaga lume arată dramatic. Numai în ultimul deceniu, 827 de jurnaliști au fost uciși. Republica Moldova ocupă locul 81 printre 180 de țări în clasamentul libertății presei în 2018, realizat de organizația Reporteri Fără Frontiere. Comparativ cu anul trecut, Moldova a coborât o poziție, înregistrând un indice de 30 de puncte. În opinia experților organizației, mass media din Republica Moldova este extrem de polarizată, la fel ca și țara, caracterizată prin instabilitate cronică și influența excesivă a oligarhilor. Clasamentul este condus anul acesta de Norvegia, urmată de Suedia, Olanda, Finlanda și Elveția. La coadă se află China, Siria, Turkmenistan și Coreea de Nord. România ocupă locul 44, Ucraina 101, iar Rusia 148. A reușit să cânte și să încânte mii de oameni din întreaga lume la numai 8 ani. Cine este contesa, vă spunem imediat la știri. Doi copii de 5 și 8 ani din satul Moscovei, raionul Cahul, au fost salvați de pompieri după ce casa în care se aflau a fost surprinsă de flăcări. Incendiul s-a produs noaptea trecută, iar în momentul arderii copiii se aflau singuri acasă. La sosirea pompierilor, ușa casei era încuiată, iar minorii se aflau într-una din camere. Pompierii i-au scos din casă în timp util, reușind astfel să evite o tragedie. Părinții copiilor erau plecați în sat. Potrivit pompierilor, flăcările au distrus o parte din acoperișul casei și o anexă. Pentru că au lăsat minorii fără supraveghere, părinții riscă o amendă de până la 900 de lei sau până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Andrei Năstase și-a făcut publică viziunea în ceea ce privește dezvoltarea zonelor de agrement din capitală. El spune că viitorul primar trebuie să-și concentreze eforturile asupra creării condițiilor pentru dezvoltarea tinerilor. Candidatul comun din partea PPDA, PAS și PLDM a spus că programul său prevede dezvoltarea zonelor de odihnă din Chișinău. Pentru că avem nevoie de un mediu sănătos, pentru o viață sănătoasă. Pun accent pe sport, pun accent pe locurile de joacă, pun accent pe zonele de agrement. Este importantă dezvoltarea personală a copiilor încă de mici. Năstase și-a creat și un plan pe care să-l urmeze în cazul în care va ajunge primar. Îmi propun ca în fiecare sector al capitalei noastre să construiesc în primul an de activitate câte două terenuri de sport mixte. Și vom crea, de asemenea, politici de subvenționare directă sau indirectă la procurarea de abonamente la sălile de sport.
El spune că toate acestea vor face parte dintr-un program municipal de promovare a modului sănătos de viață, inspirat din politicile implementate în orașele din Europa. Silvia Radu și-a afișat astăzi principalele angajamente electorale. I-a spus, între altele, că locuitorii capitalei așteaptă soluții reale de la candidați, nu doar fețele lor pe panourile electorale. Cele 11 puncte din programul electoral al Silviei Radu țin de combaterea corupției, continuarea curățeniei în oraș, stoparea construcțiilor ilegale, reparația drumurilor, a lifturilor și tichetarea electronică în transportul public. Aș vrea în felul acesta ca această campanie electorală să fie diferită de campaniile electorale anterioare și orașul, după ce se va termina această campanie, să aibă nu doar un primar nou, dar să aibă și un șir de probleme cu care se confruntă locuitorii. În ceea ce privește modul în care își va face campania electorală, Silvia Radu a precizat că nu agrează ideea împânzirii orașului cu panouri electorale, pentru că sunt costisitoare. Asta deși la alegerile prezidențiale din 2016 la care Radu a candidat, ea a apărut pe numeroase billboard-uri din întreaga țară. Eu nu am panouri și nu am clipuri publicitare. Eu cred că această abordare trebuie schimbată, mai ales dacă vorbim despre situația în care se află orașul. Oamenii vor de la noi candidații soluții, ei nu vor să ne vadă fețele pe panouri, nu vor de la noi, dar vor ca noi să ne implicăm direct în soluționarea problemelor lor de zi cu zi. Silvia Radu a recunoscut că au fost agenți economici și cetățeni care s-au oferit să o ajute cu bani în această campanie electorală, dar i-a refuzat ca să poată rămâne independentă și după alegeri. Regina Apostolova, candidat din partea Partidului Șor, spune că pensionarii din Chișinău ar trebui să primească alocații suplimentare din partea primăriei. Din acest motiv, ea a inclus în programul său electoral un punct în susținerea vârstnicilor. Candidatul crede că pensionarii din Chișinău sunt mai afectați decât cei de la sate din cauza prețurilor mai mari. Каждый месяц житель города Кишинева, столичный пенсионер, получит от города надбавку в размере 1000 лир. Это не сверхъестественная какая-то сумма. Apostolova spune că va face asta din contul măririi taxelor și impozitelor de sute de ori. Предлагаемой программе нам необходимо в первую очередь увеличить местные сборы и налоги в сотни раз. Обратите внимание, мы это пробовали в городе Аргееве. Мы увеличили местный сбор на такие виды продуктов, как алкоголь и табак. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în capitală locuiesc aproximativ 150.000 de pensionari. Unii candidați la fotoliul de primar de Chișinău utilizează resursele administrative și nu declară toate cheltuielile legate de finanțarea campaniei electorale. Concluziile apar în cel de-al doilea raport al misiunii de observare Promolex. Observatorii au constatat că 8 concurenții electorali au evitat să arate integral cheltuielile din primele 2 săptămâni de campanie electorală. Suma totală a cheltuielilor neraportate a fost estimată la peste 670.000 de lei. Partidul Socialiștilor 443.000 lei, circa 443.000 lei, Partidul Politic Șor circa 186.000 lei, Partidul Democrat circa 12.000 de lei, Partidul Liberal circa 13.000 de lei, Partidul Platforma de Unitate și Adevăr circa 7.000 de lei, 6.830 lei, Partidul nostru 4.000, Partidul Acțiunii și Solidaritate 1.138. Observatorii au documentat și un caz de utilizare a resurselor administrative în scop electoral. Este vorba de implicarea lui Igor Dodon într-o astfel de acțiune considerată de experți ca fiind inadmisibilă. Cu regret trebuie să constatăm că și contrar prevederilor legislației, se pare că și președintele Republicii Moldova se implică în campania de promovare a candidatului Ivan Ceban.
Conform legislației în vigoare, o firmă poate transfera în fondul electoral al partidelor pentru o campanie electorală cel mult 100 de salarii medii lunare pe economie, adică maximum 615.000 de lei. Alegerile locale vor avea loc pe 20 mai în 7 localități din țară, inclusiv la Chișinău și Bălți. Companiile care vor angaja șomeri din grupurile vulnerabile, inclusiv persoane cu nevoi speciale, vor beneficia de subvenții de la stat pentru compensarea parțială a salariului acestora. Asta prevede un proiect de lege votat în primă lectură. Potrivit documentului, statul va subvenționa cu 30% din mărimea salariului mediu pe economie, pe un termen de 6 luni, salariul pentru fiecare șomer cu disabilități. Subvenții vor fi oferite și pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu nevoi speciale angajate în baza unui contract individual de muncă pe un termen nedeterminat. În astfel de cazuri, statul va compensa cu 50% costurile de adaptare a locului de muncă. Proiectul urmează a fi votat în lectură finală. În timp ce oficialii de la Chișinău ne asigură că economia crește, iar rezultatele reformelor, spun ei, încep să se vadă, europenii văd altceva. Banii pe care UE i-a promis condiționat Moldovei vor mai sta pe conturile Uniunii, deoarece guvernul nu a implementat cele 10 condiții pentru debursarea primei tranșe din ajutorul de 100 de milioane de euro de la UE. Subiectul a fost discutat astăzi la Consiliul de Asociere UE Republica Moldova, la care a participat și premierul Pavel Filip. Oficialii europeni au reiterat și astăzi că prima tranșă a asistenței macrofinanciare va fi livrată Moldovei doar după ce toate cele 10 condiții ce înseamnă reforme palpabile pentru cetățeni vor fi îndeplinite de guvernare. În plus, există și o condiție politică, respectarea întocmai a recomandărilor Comisiei de la Veneția în privința schimbării sistemului electoral. Banii ăștia trebuiau să ajung încă anul trecut. Din cauza reformei electorale cu sistemul mix, banii au fost tot amânați. Noi pierdem tare mult timp și pierdem creșterea pe care banii ăștia de mult trebuie să fie în buget și să lucreze pentru țară, pentru o creștere economică. Banii ăștia nu sunt deja de... Este doilea an când tot vorbește. Potrivit unui comunicat de la Bruxelles, UE a evidențiat necesitatea urgentă a unei investigații imparțiale, complete și eficiente în ceea ce privește frauda bancară din 2014. De asemenea, UE insistă asupra recuperării în mod transparent a banilor furați de la cetățeni și atragerii la răspundere a celor vinovați, indiferent de afilierea politică. Și în comunicatul de astăzi, Uniunea Europeană regretă schimbarea sistemului electoral în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția și ale OSCE și anunță monitorizarea strictă a consecințelor trecerii la sistemul electoral mixt. O explozie în cartierul Stamford Hill din nordul Londrei s-a soldat cu peste 30 de răniți. Incidentul a avut loc în această dimineață la un festival evreiesc. Într-un filmuleț apărut pe internet se poate observa cum sute de oameni cântau și se distrau la festival, iar la un moment dat a avut loc o explozie. Conform primelor informații, explozia ar fi fost cauzată de telefoane mobile. Sute de persoane care participau la sărbătoare au aruncat telefoanele în foc, protestând astfel împotriva răului smartphone-urilor, scrie presa internațională. Telefoanele aruncate în foc ar fi provocat puternica deflagrație. 10 din cei 30 de răniți au suferit răni minore. Alte 4 persoane au suferit arsuri pe față. Incidentul nu este de natură teroristă. Mii de euro pentru obținerea cetățeniei române. 5 persoane au fost reținute în cadrul unui dosar privind redobândirea frauduloasă a cetățeniei române. Pentru serviciile prestate, aceștia cereau între 1.500 și 25.000 de euro. Potrivit procurorilor, din 2013 până în prezent, gestionarii unor companii private, sub paravanul acordării consultațiilor juridice pentru redobândirea cetățeniei române, au pretins și primit de la mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova și Federației Ruse sume considerabile în schimbul asistenței acordate la redobândirea cetățeniei române. Aceștia susțineau că au influența asupra persoanelor publice străine din cadrul consulatelor României din orașele Odessa și Moscova și la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România.
indivizii percepeau taxe între 1.500 și 2.000 de euro pentru depunerea jurământului în regim prioritar și de la 10 la 25.000 de euro pentru pregătirea dosarului, traducerea, legalizarea notarială până la obținerea pașaportului de cetățean român. Urmarea perchezițiilor efectuate la oficiile și domiciliile gestionarilor companiilor respective, procurorii anticorupție au ridicat documente, acte de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova și Federației Ruse, tehnică de calcul, telefoane mobile și bani. Au fost reținute 5 persoane, 4 dintre care au fost plasate în arest preventiv, iar una în arest la domiciliu. Aceștia riscă amenzi de până la 300.000 de lei sau până la 7 ani de închisoare. Comercianții au scos pe piață specii variate de semințe, puiet și răsad. Prețurile sunt diferite în funcție de producător. Comparativ cu anul trecut, prețurile au crescut. Pe tarabe găsim soiuri diverse și de diferite dimensiuni, iar vânzătorii sunt la dispoziția cumpărătorilor, inclusiv cu sfaturi pentru înfrumusețarea grădinilor. Serviciu nu avem și ne ocupăm de legume, creșterea legumelor, florilor. Vindem răsaduri de legume, pepeni, varză, piper dulci, iuț avem, răsaduri de pătlăjele, diferite sorturi. Cum vă merg vânzările? Așa, pe jumătate. La piață am găsit-o și pe doamna Maria de la Criuleni. Deși a lucrat peste 40 de ani profesoară, femeia spune că s-a văzut nevoită să ia drumul peții din cauza sărăciei. Am lucrat profesoară, învățătoare la clase primare, învățător se numesc la clase primare. Și totodată, concomitent, de când m-am căsătorit, de 45 de ani de zile, cresc răsadă. Cresc patlagele, vând patlagele, vând pepini, vând fasole, de păsări, toate cele vindem. Nu va ajungea venitul de la școală? Dar ce să ajungă venitul de la școală? Aștia-s bani de la școală, doamna? Aștia-i mizer, salariu mizer am primit toată viața. Și cum am pensii de 1610 lei, cu 40 de ani de zile lucrați. Dar omul de la țară muncește foarte mult, am ajuns la pensie și noi murim de foame la sat. Femeia a profitat de prezența noastră la piață ca să le transmită guvernanților câteva mesaje. Să le fie rușine, vreau să-i spun și domnul Filip și lui Tlahatniu că este care scudică un șoaric, să facă așa omenește, să nu fie așa chiar știți, pur și simplu el cu noi se poartă neomenește, că face pentru da, toate maternitățile, 24 de maternități, că dă acolo 2-3 pelinci în cruce și amăgește că noi trebuie să-l votăm. Mare boierii el în Moldova, știți? Cumpărătorii spun că au așteptat sezonul de plantare a răsadului, chiar dacă în acest an prețurile sunt destul de mari. Ce ați cumpărat? Patlagele, răsad. Îți puneți în pământ? Da, cum? Cât fire ați luat? Eu am luat 10, dar ieri am luat 200. Dar prețurile cum sunt? Cam timușcă. Am un mic lot de pământ și vreau să-mi pun niște legume ca să am naturale. Comercianții recunosc că în comparație cu alți ani prețurile au crescut, dar au și o explicație. A fost iarna foarte grea. Frig a fost. Au mers multe lemne, de atâta răsadul e mai scump. Ce fel de răsad creșteți? Patlajele, chipieri, pepini, diferite pentru sălături avem. Dacă nu mințăm la răsad, avem cumpărători foarte mulți. Pentru a evita pierderile în perioada caniculară, specialiștii vin cu recomandări. Să aibă grijă, poate să planteze puțin, mai puțin, dar mai calitativ, mai cu multă, să dea cantitatea necesară de apă, de a crea un microclimat care ar permite o prindere mai bună și un start de creștere la început mai bun pentru plantele legumicole. Prețul unui fier de răsad de roșii, castraveți sau ardei variază de la 4 la 7 lei, în funcție de specie. Aproximativ 80 de persoane au murit și peste 140 au fost rănite în timpul unor furtuni de praf în nordul Indiei. Vântul puternic a distrus zeci de locuințe și a lăsat mii de gospodării fără curent. Furtuna a doborât copaci și stâlpi de electricitate, a provocat incendii, a distrus acoperișuri și numeroase baraci. Acestea au cedat din cauza vântului puternic. Furtunele de praf sunt un fenomen relativ obișnuit în sezonul estival în nordul și estul Indiei. Specialiștii de la Departamentul de Meteorologie au anunțat că o nouă furtună ar putea lovi zona în cursul zilei de astăzi. Guvernul indian a comunicat că familiile victimilor vor primi câte 400.000 de rupii, echivalentul la 6.000 de dolari.
este supranumită Micul Mozart de Moldova. Pianista Caterine de Caraman a reușit să câștige zeci de premii internaționale și să cucerească inimile a mii de oameni în întreaga lume. La numai 8 ani, interpretează ca o profesionistă piesele lui Chopin și Mozart. Pe lângă talentul său, micuța poartă titlul de contesă. Caterine de Caraman a început să facă lecții de pian împreună cu profesoara ei, Larisa Jar, pe când avea doar 5 ani. La scurt timp, micuța a devenit una dintre cele mai bune pianiste de vârsta ei din Europa. Bunica mi-a cântat la pian și mie mi-a plăcut muzica și am vrut să încerc și eu. Îmi plac creațiile lui Mozart, Bach. Mie îmi place muzica lirică și romantică a marelui compozitor Frédéric Chopin. Supranumită Micul Mozart de Moldova, Caterine recunoaște că depune mult efort pentru a excela în fiecare zi. Eu muncesc zile întregi la școală și acasă. La școală eu mă antrenez cu profesoara de pian. Este adevărat că pianul mi-a tot timpul. Eu în fiecare zi cânt de 4-5 ore. Totuși îi place să facă și alte activități. Să jucăm fotbal sau să notăm la bazin sau mă duc la clubul de hipism. Părinții micuței nu au insistat asupra carierei în muzică. Ei au susținut-o indiferent de alegerile făcute de ea. Dacă e terminând, absolvind liceu, a spui că tată vreau să devin doctor, o să fie alegerea ei. Copilor trebuie nu să părinții să apese sau să influențeze, dar invers, de mai multă libertate, să aibă și careva alte pasiuni. Talentul este talent, dar orele de muzică costă. Caterina are fiecare zi, sâmbătă, duminică, are două lecții pe zi. Fiecare lecție câte 150 de lei. Și în total, pe lună, asta un salariu. A reprezentat Republica Moldova la peste 15 concursuri internaționale, unde a ocupat locuri de frunte. Se mândrește cu premiile obținute, în special în Franța. Mie cel mai tare mi-a plăcut Tânița, unde am câștigat cupa concursului. Am avut emoții foarte mari. În luna ianuarie, Caterine și profesoara ei de pian au fost decorate cu medalie de onoare a Republicii Franceze. Ulterior, mica artistă a aflat că familia ei are origini în regiunea Provence din sudul Franței, iar ea este contesă. Când am întrebat-o de ce este nevoie pentru a avea succes, ea a răspuns: e foarte multă muncă. Deși are doar 8 ani, știe exact ce vrea să devină. Doresc să fiu cea mai renumită pianistă din lume. Mica contesă face și caritate. Premiul pe care l-a câștigat la un concurs din România l-a donat unei fetițe cu deficiențe fizice. Chiar și bursa pe care o primește la școală, Caterine o donează copiilor cu nevoi speciale. Așa a hotărât ea, nu insistăm. Micuța pianistă Caterine de Caraman va participa în curând la concursul internațional de pian din Europa, care va avea loc în orașul San Donà di Piave din Italia. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu ratați la ora 21 știrile în rusă cu Iana Stepanenko. Vă reamintesc, dacă ați filmat imagini interesante, trimiteți-ne-le pe tvo.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!